Muncitorii au demarat lucrările pe strada Recea la finele anului, spre bucuria locuitorilor din zonă. După ce au introdus mai bine de 100 de metri din rețeaua de canalizare, și-au dat seama de greșeala făcută. Au abandonat lucrarea, lăsând strada impracticabilă. Vedeți cât de intensă e circulația, circulă cum pot, trotuare nu avem, copii. Vedeți că nu se poate circul între mașini așa cum te descurci, dar acum tot e bine că s-a mai zvântat terenul, dar când era noroi și asta pe stradă era dezastru. S-au tras niște pământ peste și a rămas așa. Nu ne spune și nouă nimeni nimic, noi nu trebuie să știm nimic, decât trebuie să mergem să ne rupem mașinile de pe aici. Ne-a promis că până luna aprilie va fi terminat canalul. De unde? Au plecat din noiembrie și... Uitați, nici în ziua de azi nu mai vin. Strada a rămas acum cu câteva balize și o porțiune pe care se circulă pe un singur sens. Reprezentanții municipalității au cerut constructorului să readucă strada la starea inițială. Dacă nu vor reabilita strada, vor primi o mică amendă. Spun mică pentru că probabil în comparație cu cuantumul penalităților, într-adevăr va fi mică, dar va atârna destul de mult. Dacă se ridică penalitățile? Aproximativ 30 de miliarde. Edilul așteaptă ca firma să vină și să termine ce a început. Lucrările de reabilitare a rețelei de canalizare și alimentare cu apă din Slatina au fost demarate în 2010.